Bine v-am regăsit la GPEC Summit. Continuăm seria de interviuri cu invitații noștri. O am alături de mine pe Nadia Vișan, de la TD Advertising. Mulțumesc pentru invitație, este o plăcere să mă aflu aici. Mă bucur că ne ești alături. Cum a fost evenimentul până acum? Au trecut abia câteva ore, într-adevăr. Nu a fost foarte, foarte multă agitație încă, pentru că sunt primele orele dimineții, dar cam care-i pulsul? Este un început promițător. Noi ne-am început de-aseară, suntem deja intrați în febra evenimentului. Sperăm să vină cât mai multă lume să vadă ce am adus noi, noutățile în domeniul promoționarilor, și sper să fie de bun augur, pentru că o să vadă ceva ce nu am mai văzut până acum. Este nou și pentru noi. Bun, că vorbim de nou, vorbeam și mai devreme, că inovați constant, da? Exact. În domeniul ăsta și de curând ați deschis, de fapt de curând, la aproape un an de zile. Un an de zile, da? Ați deschis și un magazin online și sunt tare curioasă să ne povestești așa cam cum v-a venit ideea acestui canal de e-commerce și ce a înseamnat el pentru business-ul vostru. Pentru a fi cât mai aproape de clienții noștri, de a le ușura cât mai mult munca în a alege cele mai inovative promoționale, ne-am gândit să unim la un loc toți furnizorii, toți producătorii cu care lucrăm noi, și unde puteam altfel decât într-un magazin online. Le este foarte ușor pentru că acolo văd în timp real stocul nostru pentru toate promoționalele pe care le avem. Avem peste 50.000 de produse diferite. Văd dimensiunile produselor, văd statusul comenzilor, văd dacă sunt în producție, dacă s-au imprimat, când ajung la ei, care este accountul alocat, văd absolut tot. Este platforma numărul 2 în lume după cea din America. Este o platformă foarte inovativă, foarte ușor de folosit. Vă invităm să o testați cât mai curând. Cu siguranță facem asta. Da, e diferit pentru că vă adresați B2B, da? Că sunteți business to business. E cumva diferit atunci când gândești un canal de genul ăsta, un magazin online pentru B2B? Este diferit. Noi nu am făcut-o pentru ideea de magazin, de a vinde online. Am făcut ideea de a vinde. Noi adresăm în special business to business și business to reseller. Așa. Avem două categorii cărora ne adresăm. A venit ideea de a face magazinul strict pentru a putea da clientului posibilitatea de a vedea, de a alege, să ne ușureze și nouă munca cumva, pentru că tot timpul aveam alocat foarte mult timp pentru ofertare. Așa, și niciodată nu ajungeam 100% la cerința clientului. Așa, acum intră, vede, alege, pune în coș și noi suntem un consultant, noi finalizăm ceea ce clientul deja a pus în coș. Este cumva o colaborare între clientul nostru și oamenii din departamentul de vânzări pe care îl avem în firmă. Și ca cifre de afaceri, cum stați? În online? Da, cred că putem să vorbim despre ce online. Suntem în creștere, să zic, adică nu putem să ne comparăm cu cei din domeniul online-ului care asta fac constant. Undeva într-un an de zile am crescut cu 20% față de ce ne așteptam. Oricum este o creștere foarte mare, pentru că nu am marjat pe faptul de a vinde online, am marjat pe faptul de a aduce clienții la noi pe platformă, pentru că vrem să dezvoltăm ideea de a testa promoționalele în offline. Îi aducem în online și după asta îi chemăm în showroom pentru a vedea offline calitatea produselor, de a testa, vedea unicitatea lor. Și dacă ar fi să ne uităm un pic așa în urmă, care au fost problemele, principalele obstacole de care v-ați lovit atunci când ați deschis un magazin online și ce le-ați recomandat celor care vor să-și deschidă la rândul lor? Poate chiar cea mai mare problemă, cred că este seriozitatea dezvoltatorilor. Este, dacă ar fi să mai să o iau de la capăt în momentul acesta, cred că aș alege, în primul rând aș cere foarte, foarte multe recomandări de la cei cărora le-au mai făcut site-uri dezvoltatorii cu care aș urma să lucrez. Termenele de livrare nu sunt cele stabilite, adică nu trebuia să ne se termine platforma acum 2 ani și a fost un decalaj de un an de zile, adică foarte, foarte, foarte mare întârzierea. Se promite una, se face alta, să nu se mai, niciodată să nu se ia de pe, adică să nu, criteriul de diferențiere să nu fie prețul, niciodată. Să fie calitatea înainte de toate și recomandarea. Pentru că atât timp cât te uiți după preț, o să primești un serviciu nu la cele mai înalte standarde. Deci, recomand cu căldură, analizați de 10 ori înainte de a decide odată. Este foarte, foarte important.
la precedentul interviu, tot ceva despre platforme online am vorbit și am o vagă presimțire că tot despre dezvoltare a fost vorba și acolo în problemele pe care le menționa invitatul. Cum funcționează la voi partea asta de strategie de marketing online? Cam care sunt principalele canale pe care le folosiți, pe care le exploatați ca să vă atingeți obiectivele de business? Sunt cele clasice pe care toată lumea le folosește, însă pe lângă Google, Facebook, care sunt la modă și care aduc clienți și nouă, vrem să trecem din online în offline. Vrem să dăm, să punem promoționale la treabă, să vadă lumea cum funcționează, să vadă lumea ce pot aduce ele în plus față de o reclamă pe Google sau o reclamă pe Facebook. Atunci când intri în contact direct cu promoționalul, lucrurile sunt mult mai vizibile. Un promoțional față de o reclamă funcționează minim un an de zile. Adică un consumator final care primește un promoțional are legătură cu promoționalul, mai ales dacă este special, dacă este wow, cum avem noi categoria de promoționale wow, să folosească cu drag timp de minim un an de zile, față de o reclamă care o vede două secunde și s-a uitat, dacă nu poate este făcută constant. Exact. Asta vrem să venim la cât mai multe târguri, să interacționăm cât mai mult cu clienții finali și cu revânzătorii noștri pentru a vedea calitatea produselor pe care le vindem noi și pe serviciilor pe care le avem. N-am cum să nu remarc pasiunea cu care vorbești despre business-ul acesta. Da, iubesc ceea ce fac și vreau să transmit și celor care intră în contact cu promoțiile noastre să simt același lucru. Și zine ce faceți în 2018. În 2018 ne extindem în afara țării. Am investit peste 2 milioane de euro în utilaje de ultimă generație și vrem să beneficieze și alții de ceea ce ne bucurăm noi aici în țară. Sunt servicii pe care nici cei din afara țării nu le-au văzut. Noi le-am experimentat aici în România și vrem să ducem România și peste graniță. Deci cuceriți lumea. Asta vrem. Da, să fie. Suntem în Germania, este următorul târg, în Frankfurt în anul următor și Hong Kong s-ar putea să fie spre sfârșit de an 2018, dacă Dumnezeu ne ajută. Mult succes, Doamne ajută, să fie bine, nu? Mulțumim. Mulțumim tare, tare mult. Te invit să rămâi alături de noi la eveniment. De fapt, și sunteți, că aveți acolo un stand. Avem stand. Tot felul de așteptăm produse. Pe toți cei dornici să vină să ne vadă. Da, eu vin în pauză. Da? Vă așteptăm. Mulțumim tare mult. Mulțumesc și eu, cu drag.